Durează toată viața, sunt permanente. Prima dată mi-am făcut un tatuaj când aveam 15 ani și nu pot să spun de ce exact. Nu țin minte să fi avut vreun moment în viața mea în care să fi văzut pe cineva cu tatuaje și să spun gata, vreau și eu să... Nu știu. Mi-a plăcut. Pur și simplu mi-a plăcut. Tot timpul îmi place ultimul pe care mi l-am făcut. Na, fiindcă este ultimul și cel mai nou, dar în rest nu, tot îmi plac. Nu le regret. Și care e ultimul? De fapt, e ultimul. A durut? Da, rău, foarte, extrem. Gâtul este o zonă sensibilă. Nu aș putea singură să-mi fac gâtul. Mai am tatuaje pe care mi le-am făcut singură, dar gâtul sigur n-aș fi putut să-mi fac singură. Mi se pare ușor. Eu nu am luat niciodată decizia asta cu dificultate. Eu am văzut ceva, mi-a plăcut, mi-a făcut. Tatuajele mele nu au semnificație. Așa că nu pot să fiu eu neapărat persoana potrivită să zic asta. Dar unii își fac fiindcă au nevoie de ceva să îi ajute. Am terminat arte plastice la Timișoara, la grafică. Am început să tatuez în perioada facultății, undeva 2012. Atunci am început. Tatuez serios de 10 ani. Nu am lucrat altundeva, nu știu să fac altceva. Deci asta e tot ce eu știu să fac. Și e foarte frumos. Să facem să fie simetric, deci îți fac sus. Nu m-am gândit cum ar fi să fac eu tatuaje. Cumva au curs. Natural. Am început fiindcă am primit aparate, cadou. Eram în perioada facultății, nu pot să spun că lucram altundeva, nu aveam în afară de facultate altă ocupație și atunci a fost mai degrabă, haide să văd dacă pot. Este mai greu decât pare și ai o responsabilitate mare. A curs mai degrabă. Am început pe piele artificială, pe prieteni, pe așa mai departe și până la urmă mi-am dat seama că asta este ceva ce eu sunt capabilă să fac și atunci am decis că nu mai vreau să mai fac altceva. Nu cred că pot să fac două tatuaje complet identice, dar sunt unele pe care inevitabil le repeți. Un trandafir o să fie un trandafir și o să aibă foarte multă lume trandafir și eu am trandafir. Dar nu repet tatuajele care sunt personalizate și nu repet tatuajele care înseamnă ceva foarte special pentru persoana respectivă. Am oameni care vin cu desene, desene ale lor, desene ale, nu știu, membrilor familiei, chestii de genul ăsta, ale copiilor de multe ori. Chit că este un tatuaj foarte frumos, nu o să-l fac altcuiva. Chestiile astea, n-am putea să le modificăm și... Să facem un pic mai mult înspre stilul ăsta, să nu fie așa mari. Să fie mai detaliate, nu? Da, dar să-ți mai fac... Stai, dacă îți fac din asta aici și îți mai fac, vezi cum sunt liniile astea așa, da. Grosimea asta, și îți fac de aici așa, mai vin cu încă una, încă una, încă una, încă una. Da, să fie mai mult, aici să fie, să fie cumva mai detaliat. Un model mișto să fie aici, dacă poți cumva, știi? Ok. Că asta o să fie cumva central. Da, stai să-ți arăt. Uite, gen așa. Da. Sau dacă nu mai găsesc altceva, este că să nu-l facem nici foarte, foarte complicat, știi? Da, da. Întotdeauna eu lucrez după șablon. Deci eu uneori personalizez tatuajele sau le fac de la zero. Deci designul respectiv, dar când tatuez după un șablon. Eu designul respectiv îl iau, îl printez, îl pun pe un șablon și șablonul după aia îl pun pe persoana pe care o tatuez. Ăsta-i. Ai zis tu bine cu alea acolo, să știi.
O să mai facem niște detalii în ele. Unii îmi povestesc ce își doresc sau îmi spun că vor ca tatuajul lor să reprezinte una sau alta. Și atunci găsim împreună. Dar în general se inspiră de pe net. Nu toate lucrurile se pot acoperi cu orice. Un tribal mare pe braț nu-l poți acoperi cu un portret. Nu ai nicio șansă. Deci da, refuz. Refuz că nu consider că va ieși cum trebuie. Nu pot să fac un tatuaj care eu știu că poate să treacă, nu știu, un an sau nici măcar și nu se mai înțelege nimica din el. Unele tatuaje și mai ales ce se găsește acum pe net nu sunt viabile, din păcate. Nu sunt viabile în timp. Ele lucrează, pigmentul migrează, tatuajele astea cu linii foarte subțiri, foarte finuțe, nu mai rămân acolo. Tatuajele albe nu mai rămân acolo, nu se mai vede nimica. Dacă pui alb peste negru, tot negru o să rămână. Așa că, da, unele le refuz, dar din punctul ăsta de vedere, nu fiindcă am o problemă cu persoana sau cu motivul sau ceva de genul ăsta. A început așa, eram în Anglia și majoritatea prietenilor aveau tatuaje și am zis că să-mi fac și eu și după aia post tot felul de evenimente din viață, am făcut câte un tatuaj să-l marchez și na. Deja când am trecut de al treilea tatuaj, numai multe le-am făcut așa, că îmi plăceau cum arată. Este terapeutic. Îți dă cumva un boost din asta de încredere, te simți tu mai bine, este ceva special. Haideți să-i spunem așa. Sunt unele care chiar înseamnă ceva. Pe umăr am un portret cu bunicul meu când era tânăr. L-am făcut la un an după ce a murit. A fost destul de ciudată întâmplarea, că eram în Germania. Și în jumătate de an a murit și bunica mea și bunica mea și nu m-a lăsat patronul să merg la niciuna dintre mormântări. Și de atunci am început mai tare să-mi fac tatuaje. Până atunci aveam două tatuaje. După aia am făcut tatuajul ăsta în memoria bunicului meu și de atunci am completat mâna, acum completez pieptul. Deci cam așa a plecat tot. Motivele sunt foarte multe. Cred că este terapeutic pentru cei mai mulți terapeutic. Trec prin momente dificile, vor să depășească ceva, vor să aibă un citat, un simbol care să-i ajute să meargă într-un fel mai departe. Foarte mulți își fac tatuaje comemorative, ceea ce este dificil. Sunt pigmenți care sunt destinați pentru tatuaje, aparatele sunt destinate pentru tatuaje, nu se folosește altceva. Înainte de an, poate ne făceam aparatele singuri din alte lucruri, dar nu mai este caz. Eu personal niciodată nu mi-am creat un aparat singur, tot timpul le-am cumpărat gata făcute. Durează toată viața, sunt permanente. De dispărut este, hai să spunem, impropriu spus. Poate nu am spus bine că dispar. Tatuajele albe se decolorează mult mai ușor, fiindcă nu fac contrast cu pielea din start atât de bine. Deci vor arăta mult mai decolorate sau nu se vor mai vedea deloc. Dar tatuajele cu liniuțe foarte, foarte subțiri, de exemplu, mai degrabă se vor împrăștia, vor migra. Linia nu va rămâne linie, va rămâne așa o pată și atunci nu o să se mai înțeleagă. Dar este permanent, e foarte permanent. Negru este mult mai pigmentat, face mult mai mare contrast cu pielea. O să se vadă pe piele mult mai mult timp, mai clar, decât, să spunem, galben.
Doare. Doare. Depinde și asta, este subiectiv. Unii sunt mai rezistenți, alții sunt mai puțin rezistenți. Contează zona, contează tatuajul, contează cât durează să te tatuezi. Poate durează 5 minute, poate durează 7 ore. O să fie o diferență când stai 7 ore să te tatuezi, o să conteze. Chiar dacă nu este o zonă dureroasă, o să conteze. Am oameni care au adormit și am oameni care au țipat. Prima oră nu e așa rău. Doar că eu... Mie îmi place să mă chinui, îmi dau cu sesiuni din astea de 6-7 ore. Și deja nu mai... Ultima oră trebuie să mă țină cineva când mă ridic de pe scaun. Cred că 6 ore o să stăm. Dar, na, stăm cât se poate. Dacă ajungi la un punct în care tu nu mai poți, poți să te oprești. Nu trebuie să fie făcut tot deodată. Poate să fie mai multe ședințe. Nu este atât de dificil, că dacă ar fi atât de dureros, nu și-ar mai face atâția. Din eu stau cât rezistă oamenii, că nu pot să stai și omul să-i se facă rău sau ceva, știi? Cum ala el nu-i cazul, că el e tare rezistent, dar unii nu rezistă mai mult de 2-3 ore, nu-i pot ține. Da, că l-am făcut o săptămână, era să ieșim. Care din ele? Ultima. Da, aia? Da, cu cotul. Aia? Da, am început să văd puncte negre în fața ochilor și atunci am stat mai trebuie. Da, și stat bine pe atunci. Da. Se poate face sub anestezie la... Se pot folosi creme anestezice pe care eu nu le recomand. Foarte multe persoane fac alergie la cremele anestezice și fac alergii foarte urâte. Acum am văzut și poți să găsești pe net și tu oameni care se anesteziază complet pentru un tatuaj. Nu știu ce să spun, poate e bine, poate e rău, eu nu mi-aș face niciodată anestezie generală ca să mă tatuez. Dar, în teorie se poate, în practică nu prea are sens. Nu doar atât de tare încât să ai nevoie de anestezie. Sincer, nu. Poate să fie un tatuaj micuțel și să fie extrem de complet, să aibă foarte multe detalii, să fie colorat. Pot să fac, de exemplu, portrete de animăluțe foarte, foarte micuțe, cam cât o monedă de 50 de bani. Durează. Poate să dureze 2 ore să facem un asemenea portret, fiindcă este super detaliat și ai nevoie de foarte multă atenție. Nu poți să lucrezi repede la el. E artă sau tehnică? E, cred că ambele. Depinde ce faci. Eu fac de toate, de exemplu. Eu personal nu am un stil. Unii au stiluri. Se duc pe portrete, pe realism, pe color, pe vari. Eu nu am un stil. Eu fac toate lucrurile. Din punctul ăsta de vedere, eu trebuie să fiu mai tehnică. Fiindcă nu pot să abordez fiecare tatuaj la fel. Dar pot să spun că da, este... În egală măsură, ambele, atât arta cât și tehnic. Am început cu unul și după am tot adăugat pe lângă el, dar ca și sesiuni, cred că am 6-7 sesiuni până am făcut toate astea. Dar mai vin ideile astea care sunt făcute, că aș vrea să mai fac altceva pe lângă ele, peste ele, nu știu, e așa cumva. Există oameni care ți-au cerut să le ștergi tatuajele? Da. Doar că eu nu fac asta. Noi nu facem asta. Noi, eu am pus asta cu tattoo removal fiindcă este la mișto, că e cu joagărul. Nu e pe bune. Eu adică nu iau joagărul să tai oamenii să le scot tatuajele. Se pot scoate cu laser însă. Procedura nu este perfectă. Așa că e mai bine să-ți faci un tatuaj pe care să nu-l regreți și să vrei să-l ai pentru tot restul vieții tale, că o să fie mult mai greu să-ți-l scoți decât să-ți-l faci. Se vindecă în 2 săptămâni. Asta este un termen general, 2 săptămâni. Pentru unii au nevoie de poate 1 săptămână, 1 săptămână jumătate, alții poate să aibă nevoie de 3 săptămâni.
iarăși contează și tatuajul. Un scris micuțel se va vindeca cu siguranță mai repede. Nu este o leziune mare. Seamănă cu o zgârietură mai degrabă decât cu o rană adâncă. Așa că noi trebuie să vindecăm doar suprafața, noi trebuie să vindecăm epiderma, ceea ce nu este dificil. Sigur că atunci când sunt întinderi mari, o jumătate de braț, de exemplu, o să ai nevoie de puțin atenție și trebuie să fie bine menținut, să fie bine întreținut, să fie curat pe toată perioada asta. Un tatuaj prost îl mai scoți, îl mai repari, îl mai acoperi, mai faci ceva cu el. Dar dacă infectezi pe cineva sau dacă îi dai cuiva o boală transmisibilă, nu mai faci nimic. Ai avut întâmplări de genul în care s-au infectat lucrările tale, tatuajele? Da, da, am avut. Nu puțin. Asta se datorează faptului că oamenii nu respectă ce le spui sau nu te bagă foarte mult în seamă când le spui. Și asta, da, asta e motivul pentru care se infectează. Trebuie, în primul rând, să se spele. Trebuie să facă duș. E foarte important să ne menținem igienă. Mult mai important decât să se dea cu cremă, de exemplu. Treaba cu crema este foarte supraevaluată, extrem de supraevaluată. Crema nu ne vindecă, noi ne vindecăm oricum. Dacă te zgârii, oricum o să te vindeci, chit că nu te dai cu nicio cremă. Crema o folosim să menținem zona hidratată, să nu fie disconfort foarte mare pe perioada vindecării. În afară de asta, trebuie să aibă grijă să nu se expună la medii mizerabile. Să spunem așa, nu au voie să meargă la piscină, nu au voie să meargă la spa, la solar, la sală, de asemenea. Nu au voie să se expună la soare, mai ales pentru perioada îndelungată de timp. Pe perioada vindecării, eu recomand să stea liniștiți. Dacă ai de-a face cu o varietate de persoane, va fi, la un moment dat, mai dificil. Alteori va fi ușor și o să-ți facă plăcere. Nu neapărat poți să-ți alegi persoanele cu care lucrezi. Trebuie să te și mulezi după ei. Trebuie să înțelegi ce-și doresc. Deci asta este o provocare, uneori. Am clienți de ani de zile, da. Unora cred că poți să le fac abonament. Am tatuat nu știu cât mii de oameni. Până la urmă, cuiva cu siguranță nu i-a plăcut. Dar nu mi-au zis. Nimeni nu mi-a spus vreodată, nu-mi place ce fac cu el. Eu lucrez în funcție de dimensiune și complexitate. Prețul meu de pornire este de 200 de lei. Asta e pentru un tatuaj micuț. În funcție de fiecare ce își dorește, eu le fac o estimare de preț. Măsor dimensiunea, îmi arată ce își doresc, ce vor să facă, tot ce acolo și apoi le fac un preț. Aproximativ, așa ca și general, un braț o să poată să coste între 5.000 și 10.000 de lei. Eu nu lucrez pe oră, de exemplu. Unii lucrează pe oră. Este costisitor. Este foarte costisitor. Aparatele costă extrem de mult. Acum, ca și preț efectiv, un aparat bun vine în jur de 1.000 de euro. Dar mi se pare că investești în tine și în munca ta. Nu cred că este ceva la care trebuie să faci rabat. Nu se face rabat la asta. Nu pot să mă plâng, sincer. Merge bine, dar cred că atâta timp cât tu îți dai interesul și ai grijă ca treaba pe care o faci tu să o faci bine, nu poate să nu meargă. Mie mi se pare că atâta timp, asta e valabil în orice domeniu, mi se pare că atâta timp cât tu te implici și îți dai interesul să faci lucrurile ca lumea, frumos, și te străduiesc să și lucrezi bine cu oamenii, nu cred că poate să dea greș. Este o stigmă socială și cred că o să fie. Până la urmă, trăim în România, în estul Europei. Nu putem să uităm că suntem în Balcani.
Iar la noi valorile astea tradiționale încă sunt foarte bine înrădăcinate și stigma asta de pușcăria și prostituate nu a dispărut. Ceea ce, de asemenea, nu consider că e o problemă, sincer. Mie nu mi se pare, pe mine nu mă deranjează dacă cineva se uită urât la mine fiindcă am tatuaje. Chiar nu-mi pasă. Dar pentru unii este relevant și în anumite domenii o să fie tot timpul relevant, indiferent că vrem sau că nu vrem, undeva în spate tot o să ai pe cineva care o să se uite urât la tine. Așa că asta este de luat în considerare, da. Da, mai ales pentru cei care sunt foarte tineri și care își fac tatuaje acum numai ca să impresioneze. We'll be right back.